ceva. Trebuie revizuit tot ce s-a întâmplat în contract. Ziceți cum vreți, da? Revizuit ce s-a întâmplat în contract. Dar deci eu vreau, uitați aici, eu am următoarea chestie de făcut. Mai vreau pe urmă să faceți pensiile la nivelul minim în Uniunea Europeană, da? Să dați la toată lumea o pensie minimă de 500 de euro, cât o fi 600 de euro, că bani se găsesc cu nemiluit, da? Sunt de acord, Și pe urmă salariile la fel ca nu e. Bun, da? Eu vreau că prețurile sunt aliniate, să nu trebuie să le mai aliniați, a scăpat de corp. Salariile și pensiile ca în UE. Deci salariile și pensiile ca în UE, da? Europeană, absolut. Și găsiți și bani, vă rog frumos, ca să rezolvăm toate. Și eu vreau să facem o reformă fiscală, să tăiem 100, 100 de taxe și impozite. Și deci din 200 să ajungem la 100 și asta în primii 2 ani. Trebuie făcută o reformă imediată, domnule, pentru că noi avem impozit pe ce vrei și ce nu vrei. Și asta m-a explicat. N-a discutat nimeni până în momentul de față de tehnologie. Viitorul planetei și viitorul României stă în tehnologie. Și atunci Ministerul Educației și Cercetării trebuie să facem rost de fonduri, să dăm în cercetare, domnule, că tehnologia avansată ne salvează de toate nenorocirile. Apa care curge prin râuri și aerul gratis. Și noi putem folosi forța apei și forța vântului ca să o ducem bine, domnule. Nu trebuie tot timpul să importăm toate tâmpenile. Da. Energia putem să o fabricăm la noi și tehnologia n-a pus nimeni la bază prontul de față pe tehnologie. Toți când discută de tehnologie, discută de telefoane mobile. Dar nu asta e șmecheria în consum pe telefoane mobile. Șmecheria e să găsim noi tehnologii pentru case ecologice, pentru energii regenerabile, cu totul că doamna nu și-a făcut temele, țin să o anunț că din calculatoare fac țigle și pavele. Sunt singurele plastice care nu se pot recicla și noi avem brevete de invenție pe tema asta, din care facem țigle și pavele. Uh-huh. Și facem energie. Elevul Silviu Prigon o să iasă la tablă după o scurtă pauză de publicitate și o să vedem și eu acel fragment de 2 minute din filmul cu asasinul economic, cel care a distrus România. Un telespectator din Austria ne spune: aș dori anonimitate în legătură cu emisiunea din această seară. Domnul Prigoane are perfectă dreptate. Am un strâl de conștiință în legătură cu expansiunea OMV-ului în România, eu fiind direct implicat. Aș dori să-l susțin pe domnul Prigoane, dar rămâne de văzut cum putem lua legătura. Sunt cetățean austriac, dar iubesc naționalitatea română. www.prigoana.ro, acolo am adresă de contact confidențială. Da, deci vedeți, omul vrea să vă povestească cum deci a făcut contractul. Deci dânsul rețineți. El e austriac. Deci e cetățean? Austriac. Austriac. Și dânsul spune că e neregulă, care da? Care un strâng de conștiință. Și doamna, și atenție mare, austriacul ăsta pe bani public. Da. Și doamna și-a permis să intre în direct, care a votat legea, să spună că eu și cu domnul austriac suntem doi tâmpiți. Eu v-am spus. Bă, tu înțelegi ce lume trăim. Trebuie să cumpărăm petrolul ăsta înapoi și să redistribuim la oameni cele 2 miliarde. Care 2 miliarde profit anual, exact după modelul norvegian. V-am spus modelul norvegian. În Norvegia norvegian, să dau banii la exist, popor. Da? Absolut, deci ca să înțeleagă tot românul, mergeți și verificați dacă nu credeți. Compania de stat norvegiană care se ocupă cu gazele și cu petrolul și cu benzina are un profit lunar, îl afișează la televiziunea națională norvegiană la sfârșitul lunii și toți pensionarii, toți copiii din Norvegia, toți cetățenii primesc pe câte un talon, pe lângă pensie, pe lângă salariu sau pe lângă alocația copilului, primesc o sumă care variază de la o lună la alta în funcție de prețul mondial și de rata de profit a companiei, o sumă sau alta, în jur de 300 deci, de euro pe lună. Filmulețul respectiv și o să mai pun și contractul cu Petromul și tot pe www.prigoana.ro, găsesc acolo absolut tot. Și e și proiectul ce vreau să fac eu. Eu îmi pun în cap 5 puncte care vreau în mandatul meu să se realizeze. Cercetoria publică aia cu cerere să dispară, din Casa Poporului trebuie să dispară deputații și senatorii, că nu-i locul și treaba lor acolo. Da. Trebuie să fie un parlament unicameral, trebuie să dispară 100 de taxe și impozite și trebuie să avem o protecție socială adevărată pentru cei mulți și nevoiași. Mm-hmm. Pentru că toate partidele care au fost și s-au declarat de stânga n-au făcut decât bunul întregului popor, uitați aici de față, să-l dea la străini. Când cu banii ăștia puteam să avem salarii și pensii europene. Sunteți de acord? De acord. Vă mulțumesc. Am și calculat. Ar reveni pentru fiecare român aproximativ 20 de euro pe lună din povestea cu Petrom, că e copil, că e pensionar. Sunt totuși 600-700 de mii de lei. Mai vine și de la chiria de la Casa Poporului un euro, un doi. Un euro mai se vine adună. Și din stânga de la mai gaze. Mai de la gaze, am uitat să pun gazele. Și uite cum încasăm 50 gazele, de euro pe lună fiecare cetățean. Și curentul electric, și, plus ce mai avem de luat din alte părți, că prin reducerea cheltuielor cu Casa Poporului și cu 300 de demnitari, păi e bănet. Păi nu, dar mai trebuie să dați afară și pe aia de la ANR și cu toate agențiile, mai sunt și de acolo vreo 10.000-20.000. N-am ajuns. Pentru că ANR-ul, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, are ca scop
protecția consumatorilor, adică a noastră. Da. Și ei zici că-s dușmanii noștri. Da, da, da. Păi mâine dimineață, domnul președinte, nu mai știu cine, că ungurul și-a dat demisia. Domnul președinte de la ANR, mâine dimineață, reduceți tarifele la jumătate, că s-a redus. Și da, vă fac și graficul. S-a redus benzina, da. Păi eu am declarația oamenilor, să-ți cam aici, să-ți...